Am revenit la jurnal. Mucenici uriași în parcul de la agronomie. O familie generoasă din Săucești, Botoșani, a înviat pe clienți cu preparatul dulce de post, care cântărește peste 10 kg. Chiar dacă nu prea au știut ce mănâncă, plichindei au fost cei mai încântați de delicatesele mai înalte decât ei. Ce mănânci aici? Ce e? Cofrigel. Cofrigel sau mucenic? Mucenic. Și cum e? Delicat. Ție îți place mucenicul? Da. Cum e? Delicat. Ziua Sfinților, 40 de mucenici din Sevasta se sărbătorește aici în parcul din agronomie mai devreme și nu așa cum ne-am obișnuit cu astfel de preparate dulci și cu unele de-a dreptul uriașe. Vorbim despre mucenici care măsoară un metru lungime. În Moldova, aceștia au forma cifrei 8, simbol al echilibrului cosmic și sunt copți din aluat de cozonac sau de post și unși mai apoi cu miere și nucă. Ei am binecuvântat la o biserică din zona noastră și i-am adus să-i împărțim gratuit cumpărătorilor din târg. Da, ăștia sunt gen sunt moldovenești. Mucenici moldovenești din aluat, siropați cu miere de aluminiu și cu multă nucă deasupra. Foarte bun, extraordinar de bun. Se par bun. Ați mai mâncat atât de mari? Nu, atât de mari chiar că n-am mai văzut. Dumneavoastră, după ce rețetă faceți de obicei mucenicii pe 9 martie? Pentru că sunt moldoveancă, tot moldovenești. This is my first time. I came from Germany. How is it? No, it's very tasty, delicious. Gospodinele au frământat aproape 2 ore aluatul din care au ieșit uriașii care cântăresc peste 10 kg. Cât despre ingrediente? 15 kg de făină, 1,5 kg de zahăr, 2 litri de ulei, 300 de grame de sare, 5 kg de nucă și 2 kg de miere de albine. În Dobrogea, mucenicii sunt de dimensiuni reduse și se fierb în apă cu zahăr, scorțișoară și nucă, simbolizând lacul în care au fost aruncați martirii.